Vă mulțumesc foarte mult, atât Ioanei Cornulescu, cât și Marian Voicu, pentru extraordinar de finele observații legate de acest roman. Sunt sigură că dacă Evgeni Bodolastin ar fi fost aici, ar fi fost impresionat de micile analize pe care le-ați făcut. Tot la întâlnirea din octombrie, spunea Bodolastin, întrebarea cea mai frecventă care i s-a pus a fost dacă acest personaj Gleb, născut în Ucraina, cu studii la Sankt Petersburg și apoi refugiat în Germania, dacă nu cumva este de fapt un personaj care reflectă o autobiografie. Ținând cont că Evgeni Bodolastin a stat mult în Germania, a avut 5 ani o bursă Humboldt și a făcut studiile postdoctorale acolo și a scris mai multe cărți în limba germană, predând la Universitatea din München. Iar el a răspuns în felul următor. Știți, când eram mic, odată am făcut un om de zăpadă. Am fost foarte atent să semene cu mine. I-am pus căciula mea, l-am îmbrăcat cu haina mea, i-am pus mânușile mele și totuși el s-a topit. Nu eram eu. Așa și cu personajele din literatură, așa și cu acest personaj Gleb din Brisbane. Sigur că multe crâmpeie din viața unui autor sunt topite în acest alambic al fanteziei, dar niciodată autorul nu se identifică cu personajele sale. Un mare roman, o mare traducere. Așteptăm cu nerăbdare nou roman al lui Evgeni Bodolastin. Mi-a spus că a început să-l scrie, dar că, așa cum se știe, va fi gata cam peste un an și jumătate. Vă mulțumim!